Deniile sunt slujbe specifice postului mare. În Sfântul și Marele Post al Paștilor, deniile sunt săvârșite în zilele de miercuri și vineri seara din săptămâna a cincea, precum și în toată săptămâna Sfintelor Patimi. Deniile din săptămâna Sfintelor Patim sau pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos au în centrul lor taina suferințelor sufletești și trupești ale Mântuitorului ca urmare a păcatelor oamenilor arătate în invidie și ură, lăcomie și trădare, frică prea mare și lipsă de fidelitate. Pe de altă parte, slujbele deniilor arată și puterea pocăinței. Denia de joi, seară, este cunoscută și drept denia celor 12 evanghelii, care vorbesc tocmai despre prinderea, procesul Mântuitorului și despre răstignirea Mântuitorului. Denia prohodului Domnului din Sfânta și Marea Vineri cuprinde o serie de cântări sau imne, împărțite în trei stări, inegale ca număr de strofe. Preoții și credincioșii, stând în jurul Sfântului Epitaf, cântă pătimirile, răstignirea, moartea și îngroparea Domnului. În denia prohodului Domnului, fiecare cântare este precedată de un verset din Psalmul 118, pentru că în acest psalm se arată dragostea celui credincios pentru legea Domnului. Prin moartea sa, Iisus cel răstignit și-a dovedit dragostea sa față de legea Domnului, împlinind voia lui Dumnezeu Tatăl, prin ascultare desăvârșită față de El și prin înfrânare de la rău. Denile din săptămâna Sfintelor Patimi sunt un urcuș abrupt și intens spre înviere. Ele sunt ca o culme pentru cei ce au postit și s-au pocăit de păcatele lor, sau ca un tren de ultimă oră, ca o chemare stăruitoare pentru cei întârziați în hotărârea lor de a se întoarce spre Hristos înainte de Marea Sărbătoare a Învierii.